Bill Clinton, Zapatero, primul din Spania, Obama și Bill Clinton în Anglia, în Statele Unite. Practic, este, după părerea mea, doctrina a treia cale pe care o promoveze partidul, a încercat să o promoveze Partidul Republican. Este doctrina ideală secolului 21 a globalizării și informatizării planetei, în sensul că, vedeți foarte bine, noi am gândit asta din 2005, dar în anul ăsta, sau odată cu criza din America, s-a zis foarte clar că nu se poate merge numai pe o cale strict a economiei de piață, deci liberală, sau o cale strict social-democrată, ci trebuie o îmbinare, că până la urmă asta este arta compromisului și până la urmă esența vieții și a mersului înainte este să îmbin tot ce este mai bun, să le combin și să iasă ceva pozitiv.